Îmi face o deosebită plăcere să avem să prezentăm o scurtă declarație de presă astăzi în prezența Ministrului Afacerilor Externe al Georgiei, Grigol Vașațe. Și voi începe prin a vă spune că am avut discuții de substanță cu domnul ministru Vașațe, căruia îi mulțumesc și pe această cale pentru faptul că a acceptat invitația noastră de a participa la lucrările reuniunii anuale a diplomației române. Ne-am concentrat pe analizarea stadiului relațiilor bilaterale și a oportunităților de dezvoltare și am abordat aspecte de interes comun de pe agenda regională și internațională. Cred că este important să subliniem faptul că vizita domnului ministru are loc într-un moment aniversar. În acesta sărbătorim 150 de ani de diplomație română modernă și două decenii de relații diplomatice cu Georgia. Profit de această ocazie pentru a-i felicita pe prietenii noștri georgieni și a-i reasigura de sprijinul nostru cel mai sincer și angajant în ceea ce privește consolidarea instituțională și integrarea țărilor în Uniunea Europeană și în NATO. Atât ministrul Vașațe, cât și eu ne-am exprimat interesul de a ne aduce contribuția la dezvoltarea dimensiunii economice a relațiilor noastre, obiectiv fiind, între altele, unul dintre obiective fiind cele pe care le-am și evocat, de altfel, în timpul dezbaterilor în cadrul conferinței diplomației românești. Aș menționa faptul că nivelul relațiilor economice trebuie să fie pe măsura nivelului relațiilor politice excelente ale țărilor noastre. Diversificarea și amplificarea schimburilor comerciale bilaterale constituie mai degrabă un obiectiv pe termen mediu. Volumul schimburilor comerciale a înregistrat însă deja o tendință pozitivă în ultimii ani. Ne-am angajat noi înșine pentru a acționa dedicat în acest sens. Georgia este un vecin direct al României pe care o desparte doar Marea Neagră. Până nu de mult am avut peste mare o conexiune de feribot care opera între portul Constanța și porturile georgiene Batumi și Poti. Am căzut de acord că pentru a restabili și revitaliza această legătură directă între România și Georgia se impun niște pași comuni mai energici. Ea ar putea face mai mult decât să faciliteze schimburile comerciale bilaterale, ar putea atrage importante fluxuri de mărfuri care să circule între Europa, Caucaz, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Astfel, Constanța ar putea deveni, pe partea românească, un nod de transport important în zonă. Și am avut deja discuții extinse pe această temă și sper că în viitorul apropiat să avem și niște rezultate concrete, sunt semnale pozitive în acest sens. Câteva cuvinte despre proiectul nostru comun în domeniul energetic. Interconectorul Azerbaijan, Georgia, România și aș adăuga și Ungaria, un proiect al cărui obiectiv este stabilirea unei legături directe pentru transportul gazului lichefiat peste Marea Neagră de la Batumi la Constanța. Așteptăm acum rezultatele studiului de fezabilitate, care va fi gata spre sfârșitul anului și, desigur, suntem pregătiți să sprijinim acest proiect împreună cu prietenii noștri georgieni. Pe lângă aspectele cooperării economice și energetice, nu trebuie să neglijăm importanța noilor tehnologii, precum și comunicațiile și sectorul IT. De altfel, astăzi am semnat, și ați fost martori acestui moment ceva mai devreme, am semnat un memorandum de înțelegere între ministerele competente din cele două guverne, în cazul României, Ministerul Comunicațiilor, Societății Informaționale și respectiv Ministerul Economiei și Dezvoltării Sustenabile din Georgia. Documentul ne va permite să dezvoltăm cooperarea în acest sector de activitate extrem de dinamic. Desigur, am abordat și problematica reglementărilor conflictelor prelungite din Georgia, o cauză majoră de preocupare pentru securitatea regională. Aceste conflicte continuă să afecteze securitatea regională de o manieră complexă, ce depășește dimensiunea securității militare. L-am asigurat pe domnul ministru că România va continua să sprijine eforturile privind reglementarea pașnică a acestor conflicte regionale, în baza principiilor integrității teritoriale și suveranității.
România este în prezent principalul contributor la activitatea misiunii civile a Uniunii Europene din Georgia, EUM, cu 35 de persoane dislocate în teren, care monitorizează implementarea acordului de încetare a focului încheiat în august 2008. Am subliniat importanța asigurării accesului monitorilor EUM în regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Ne menținem angajamentul de a sprijini materializarea în viitorul apropiat a aspirațiilor europene și euroatlantice ale Georgiei. România și-a exprimat constant disponibilitatea de a asista Georgia în acest proces. După cum este cunoscut, Georgia reprezintă o prioritate pentru România în materie de asistență pentru dezvoltare. Acestea erau cele câteva comentarii pe care doream să le formulez și aș dori să-l invit pe domnul ministru. Titus, thank you very much. Ladies and gentlemen of the press, I would like to thank Romanian nation for ever-present support of my country, and to thank my dear friend and colleague, Minister Cotinea, for inviting me to this very special ambassadorial, which is dedicated to 150 years anniversary of Romanian diplomatic service, and we're simultaneously commemorating 20 years of re-establishing diplomatic relationship between our two countries. Titus exhausted all the subjects we have discussed during our meeting. I don't know what to add, quite frankly. let me first of all tell you, please, that we diagnose that economic relationship between Georgia and Romania are not up to our exemplary and outstanding political relationship, and that the potential of our economic relationship is far from being exhausted. So each and every agency of those two countries shall work tirelessly to promote trade and economic cooperation. And those regions, I mean those aspects of our cooperation, that's tourism, agriculture, of course energy transportation, because Georgia and Romania together are one of the most comfortable alternative routes of energy transportation from Caspian and Central Asia to Europe. We have discussed our cooperation in tourism, and not only with the Ministry for Foreign Affairs, but also with your Parliament and Senate, because there is a tendency in tourism, everybody wants something new, and Georgia and Romania, they do have a very unique thing to offer to tourists from the East and from the West. This is way of life. Not that many countries can do that. We have, of course, discussed our cooperation and our Romanian friends' advices and assistance when it comes to Georgia's European and Euro-Atlantic integration. And it was to accept our deep gratitude for everything your country and your nation has been doing for us in that matter. And of course, we have discussed conflicts in Southern Caucasus, not only conflicts in Georgia, not only Russia's military intervention and Russia's military aggression and occupation of 20% of our sovereign territory, but other conflicts too, most specifically Nagorno-Karabakh. I would like to finish my short intervention with a hope that it will not take that much time for me to return to Bucharest, and I'm very proud that Titus is going to visit Tbilisi in September together with other ministers of representing the European Union, and that our cooperation will bring Georgia where it belongs, back to full-fledged membership of the European Union and NATO. Titus, thank you very much. Thank you very much. Thank you.